Mareșalul Constantin Prezan a fost unul dintre oamenii proeminenți ai armatei române, care prin caracterul său remarcabil a fost emblematic pentru ceea ce a însemnat înfăptuirea și apărarea României Mari. Constantin Prezan s-a născut pe 27 ianuarie 1861 în localitatea Butimanu, lângă Snagov, pe atunci în județul Ilfov, astăzi în județul Dâmbovița. A urmat școala primară în localitatea natală, urmând după aceea, începând cu 1874, școala fiilor de militari de la Iași. Tânăr cadet fiind în cea de-a treia promoție a acestuia, la finalizarea ei, în anul 1878, optează pentru școala de ofițeri de infanterie și cavalerie, pe care o și urmează și o finalizează în anul 1880, în cadrul primei promoții a acestuia, clasându-se pe locul al doilea. Aceasta a dat posibilitatea tânărului sublocotenent Constantin Prezan să-și îndeplinească visul de a se înscrie pentru a urma specialitatea geniu în cadrul școlii speciale de geniu care se crease atunci. Motiv pentru care în anii 1880-1881 îl regăsim ca ofițer elev al acestei școli. Ceea ce este important este că imediat după absolvirea acestuia, în anul 1881, este repartizat în cadrul unităților de infanterie și de geniu, ocupând funcții care erau destinate, pregătite în specialitatea geniu. Este motivul pentru care va fi admis în cadrul școlii de aplicație pentru artilerie și geniu de la Fontainebleau din Franța, în perioada 1883-1886, fiind unul din tinerii ofițeri care a participat la pregătire în această instituție. Aici dobândește cunoștințele sale de bază, pe care le va folosi atât în cadrul activității sale de stat major, cât și în cadrul activității sale de genist. Mareșalul Constantin Prezan s-a născut la 27 ianuarie 1861 în localitatea Butimanu din județul Ilfov. A urmat școala fiilor de militari de la Iași și ulterior școala de ofițeri, specializându-se în arma geniu. A fost trimis la studii la școala superioară de artilerie și geniu de la Fontainebleau din Franța, unde a absolvit cu succes, iar la revenirea în țară a condus mai multe unități din arma geniu și totodată a participat la construcția cetății Bucureștilor, acel ansamblu de forturi care înconjurau Bucureștii. O etapă importantă în viața lui a constituit-o anul 1896, perioada 1896-1901, când a fost adiutant al principelui moștenitor Ferdinand, sau a fost ofițer ajutant, cum se spunea în epocă. De altfel, după aceea, el actele oficiale le semna cu titlul de colonel sau general ajutant, așa era obiceiul în epocă. Și acest lucru l-a avantajat destul de mult în carieră, inițiind o relație apropiată cu viitorul rege, Ferdinand I. După stagiul deci de la Casa Regală, la Casa Princiară, de fapt, a fost numit comandant de regiment la regimentul 7 Racova 25 din Vaslui, unde s-a întâlnit cu generalul Ion Dragalina, care era comandant de batalion în cadrul acelui regiment, și după mărturia fiului generalului Dragalina, a comandorului Virgil Alexandru Dragalina, se spune că viitorul general Dragalina l-a învățat militarie, ca să spunem așa, pe Constantin Prezan, în sensul că i-a oferit posibilitatea să se specializeze și în domeniul infanteriei, nu numai în domeniul geniului, în care excelase până atunci. El, deci, în perioada asta 1901-1916, a parcurs treptele ierarhice și a comandat unități și mari unități, începând de la regiment, ajungând până la eșalonul armată.
Constantin Prezan este unul dintre cei mai importanți strategi militari pe care i-a avut armata română. El n-a avut o faimă publică deosebită, asemenea mareșalului Alexandru Averescu sau mai târziu mareșalului Ion Antonescu. Însă este important să cunoaștem și biografia acestui ostaș de geniu, pentru că face parte din istoria noastră și trebuie să ne cinstim eroii cu stăruință, mai ales în acest an al centenarului. El se naște în familia unui militar de carieră, urmează încă de tânăr studiile militare la Iași, în primul rând, și apoi va fi trimis la celebra Academie Militară de la Fontainebleau, Paris, unde se perfecționează în arma geniului. El este un genist, în primul rând, ca și armă pe care o servește în armata română, dar a fost un foarte bun strateg militar. În tinerețe ocupă diverse funcții de conducere și ajunge pentru o perioadă chiar în preajma principiului Ferdinand, care ulterior, în 1914, va ajunge regele Ferdinand. Deci are o relație destul de strânsă. Colaborează și cu alți militari de geniu pe care i-a avut România, cum ar fi Ion Antonescu. Dar ce este important este faptul că atunci când începe războiul mondial în 1914 și apoi când România decide să intre în această conflagrație în 1916, el era un om care foarte realist, care știa capacitatea României de apărare, de atac, dar și contextul internațional. Și din această cauză va deține în timpul conflagrației mondiale și după funcții importante. Nu este un om de teren. Adică nu-l găsim ca actorul unor fapte de arme excepționale precum Alexandru Averescu sau generalul Dragalina sau generalul Praporgescu. Între personalitățile militare ale istoriei României, cel pe umerii care a apăsat cel mai tare perioada participării țării noastre la primul război mondial a fost, fără îndoială, mareșalul Constantin Prezan. El a rămas în istorie drept unul dintre militarii cei mai desăvârșiți pe care a cunoscut armata română. Era originar din zona Argeșului și s-a dedicat de tânăr studiilor militare. Ba chiar putem să spunem că a fost un pionier în sensul că a fost unul dintre primii ofițeri români care s-au dedicat armei geniului, urmând școala specială de artilerie și geniu care abia se înființase la București și după aceea urmând unele cursuri de specializare în Franța la Fontainebleau, unde a avut și șansa de a-l cunoaște pe tânărul la vremea aceea, Ionel Brătianu, viitorul prim-ministru al României și viitorul făuritor al României Mari, față de care a avut relații destul de apropiate. Întors în țară, Constantin Prezan a deținut atât funcții militare, cât și funcții de cadru de instrucție. Pretutindeni unde a activat, a fost recunoscut unanim de către superiorii lui, drept un tip foarte sobru, foarte calculat, foarte metodic. Altfel spus, avea tot materialul necesar pentru a deține funcții de comandă în armată. Prestația lui se răsfrânge și dincolo de cercurile militare și odată cu participarea sa la campania din 1913 împotriva Bulgariei în cadrul celui de-al doilea război balcanic, Alexandru Marghiloman spune treaba aceasta că într-o convorbire cu bătrânul rege Carol I, care era cunoscut pentru severitatea sa, el apreciază drept în general slabă prestanța comandanților de divizii, cu două excepții. Una dintre aceste două excepții era exact generalul Constantin Prezan.